Avem soiuri de struguri create pe pământ românesc, însă au fost omologate de străini. În plus, piața internă este invadată cu produse din Republica Moldova, mult mai ieftine, fără a avea însă o calitate net superioară. Specialiștii din viticultură, precum și autoritățile, încearcă să revigoreze culturile de struguri de masă. Au și creat o competiție pentru a desemna cel mai gustos și mai aromat soi. Anul acesta, în competiție, au intrat 39 de soiuri de struguri de masă, iar un juriu format din specialiști a analizat cu atenție fiecare fel intrat în concurs. Un aspect general plăcut, culoare puțin neuniformă. Cel mai bun soi de struguri de masă este Victoria, un soi produs la noi în țară, dar pe care am ajuns să-l importăm din Italia. Soiul Victoria, cel mai cunoscut soi românesc în străinătate, el rămâne în continuare campionul sau liderul. Este mai timpuriu, are bobul mare, un echilibru foarte bun între zahăr și aciditate, o rezistență la păstrare și la transport deosebită. Nu se compară însă gustul strugurelui produs la noi cu cel de import, spun producătorii. În primul rând, calitatea și datorită condițiilor pedoclimatice din țara noastră. Avem soiuri deosebit de valoroase, soiuri vechi, românești, autentice. Vorbim de coarnă neagră, de coarnă albă, care sunt niște soiuri excepționale. Și fostul ministru al agriculturii, Valeriu Tabără, vorbește despre invazia de struguri de masă din import pe piața românească. Din păcate, strugurii de masă și sectorul producției de struguri de masă a fost neglijat de cele mai multe ori după 1990. Și uitați-vă că, virgulă, cu toate eforturile făcute de specialiști, inclusiv de Academie, la un moment dat, ele n-au fost introduse în programul acesta de pomicultură, unde își găseau loc. La startul întrecerii ce a fost organizată la Valea Călugărească s-au înscris competitori de pe podgorii celebre din România, precum Murfatlar, Dealul Mare, Odobești sau Pietroasele. Toți au adus mostre din soiurile create la stațiile lor de cercetare sau clone obținute cu greu. Din cauza vremii, nu a fost însă un an prea bun pentru strugurii de masă românești. Asta a creat probleme în sensul că boabele au început să se crape. S-a instalat putregaiul cenușiu, care destul de greu a fost ținut sub control. Bineînțeles, noi am reușit lucrurile astea, dar majoritatea particularelor, din păcate, nu au reușit. Cercetarea românească în domeniul viticulturii a fost greu încercată în ultimii ani din lipsa finanțării. Viitorul pare a fi însă mai bun. Ca și date, în ultimii ani și acest domeniu al strugurilor de masă a început să aibă o creștere, deci atât al suprafețelor cultivate cât și implicit al producțiilor. Da? Dintre probele înscrise în competiție, multe au aparținut unor producători particulari. Soiurile au fost grupate în funcție de epoca de maturare, în patru grupe. Victoria, Codreanca, Transilvania și Xenia au ocupat primul loc la cele patru categorii.